Dragilor, dragilor, ne-am gândit să mai vorbim și despre altceva. Ne-am săturat să tot vorbim de politică și despre lucrurile negative care se întâmplă în România. Vorbim astăzi despre competiție. Un lucru interesant din toate punctele de vedere. Vorbim despre competiția Jiu-Jitsu la Piatra Neamț. O competiție extraordinar de importantă, aș spune eu, în calendarul competițional național. De ce nu? Invitatul zilei de astăzi, Sensei Gabriel Mariș, este alături de noi pentru a discuta despre acest subiect și multe subiecte interesante. O să vorbim puțin și despre competiția Jiu-Jitsu care va avea loc la Piatra Neamț. O să vorbim puțin și despre sănătatea prin mișcare. O să vorbim puțin și despre copiii noștri care mai au timp, nu mai au timp de mișcare, mai au timp de vreun sport, nu mai au timp de vreun sport. O să vorbim puțin și despre sistemul educațional. Foarte multe lucruri interesante, zic eu. Așadar, și prin urmare, eu zic să nu plecați din fața micilor ecrane. Pe lângă faptul că este sărbătoare mare astăzi, este Sfântul Andrei și majoritatea dintre dumneavoastră stați acasă și vă relaxați, eu zic că o să aflăm multe lucruri interesante. Bună dimineața, Gabi, bine ai venit alături de noi. Bine v-am găsit. O competiție, importantă, cum am spus mai devreme, atât pentru calendarul competițiilor naționale, cât și pentru calendarul competițiilor locale. Despre ce competiție este vorba și când va începe? Da. Deci Clubul Musashi Jiu-Jitsu Piatra Neamț organizează pe data de 5 decembrie în Piatra Neamț, sala polivalentă de pe Calea Romanului. Sâmbătă. Chiar sâmbătă acum. Da. Competiția națională de jiu-jitsu Cupa Ștefan cel Mare. Este la a treia ediție. Așteptăm un număr cât mai mare de cluburi. Sunt prezente până acum 8 cluburi din țară, din Vaslui, Brașov, București, Bacău și toți cei care practică jiu-jitsu în cadrul clubului au participat lor în acest concurs, ori demonstrativ, cei mici vor face o demonstrație, cei mari se vor întrece cu celelalte cluburi sau între ei. E o competiție națională, așteptăm pentru Clubul Musashi Jiu-Jitsu, e o competiție care încheie anul sportiv, și după această competiție se trage o linie a succeselor sau a nesucceselor care au fost în decursul anului, se vor alege, după terminarea concursului, se vor alege în cadrul clubului sportivul anului 2015, fiind premiat. Și o competiție care... Putem spune cam care ar fi sportivul anului 2015 sau așteptăm să se termine cupa Ștefan cel Mare? Deci, sportivul anului 2015 sunt acei sportivi care la toate competițiile de pe anul 2015 au luat loc întâi la proba de cumite. Deci trebuie să fie sportivul care la toate competițiile să aibă o participare efectivă în cadrul competiției, dar nu numai trebuie să iei și locul întâi la proba de cumite. Noi avem mai multe probe, dar artele marțiale încep și se termină cu cumite, cu proba de luptă. Deci cei care iau locul întâi la proba de luptă la toate competițiile de pe anul 2015 vor fi și sportivul anului 2015. Există? Da. Acum sperăm să trecem cu brio și această competiție. Cei ce au luat locul întâi la competițiile anterioare să confirme că sunt buni și la această competiție și cu mare plăcere clubul îi va primea cu un trofeu, o diplomă și medalie. De ce se cheamă Cupa Ștefan cel Mare? Cupa Ștefan cel Mare. De ce nu se cheamă Cupa, nu știu, Piatra Neamț, Cupa Neamț, cum, nu știu, de ce se cheamă Ștefan cel Mare? Pentru faptul că sunt foarte multe manifestări sportive, culturale în orașul Piatra Neamț cu numele de piatra. Piatra Neamț, filmul de piatră. Nu vreau să dau vreun titlu care... Și în de comun acord cu încă doi mari președinți de cluburi din Piatra Neamț, care am desfășurat această cupă în primele două ediții, că asta e ediția a treia, am luat decizia ca să nu mai punem Cupa Piatra Neamț sau Cupa Piatra, sau așa, să punem Cupa unui mare domnitor,
unui mare domnitor care... Un simbol al orașului, putem spune simbol al țării, un simbol al orașului. Un simbol al țării, în primul rând, un simbol al orașului și, nu în ultimul rând, un simbol al Moldovei, care, fără el și poate, fără el, posibil ca istoria noastră să fi fost scrisă altfel. Exact. Și exact. Când spunem Cupa Ștefan cel Mare, spunem un domn care a luptat pentru România, pentru Moldova, a luptat pentru ceea ce suntem noi astăzi. Așa este. Kyushushin. Kyushushin. Ce înseamnă? Kyushushin este în limbajul artelor marțiale, Kyusho înseamnă atingerea punctelor vitale și Shin înseamnă școală. Mm-hmm. Deci noi... E o școală a atingerii punctelor vitale. Da, dar trebuie să știm pentru toți că acest studiu Kyusho Shin se studiază de la centură neagră în sus. Deci nu e predată celor mici sportivilor în devenire. Pentru faptul că atingerea punctelor vitale a corpului umanesc este un lucru sacru, nu toată lumea poate să o facă, nu ai voie să o faci oricând și oriunde. Și trebuie precizat un lucru ca să înțeleagă telespectatorii noștri, nu mă tem că ei nu înțeleg, dar ca să înțeleagă mai bine telespectatorii noștri, acestea sunt demonstrații, nu? Adică nu se va lăsa atingerea punctelor vitale, probabil, adică n-o să se lase cu leșinuri, cu... Nu, deci atingerea punctelor vitale se studiază la centură neagră în sus. De ce? Pentru faptul că ajungând la centură neagră, îți trebuie minim 5 ani de zile. Ești copt la minte, știi când să le folosești, știi de ce le folosești. Nu se predau la sportivii, indiferent de ani, la sportivii în devenire sau la copii. Nu există așa ceva. La noi în sală se studiază jiu-jitsu, arta suplețe, arta apărării împotriva unor agresiuni fizice. Kyushushin provine din prin cei doi profesori Geo Kaslek și Martin Kaslek care au dezvoltat acest sistem în Europa. Eu sunt reprezentantul dumnealui pe România și în anumite puncte corpul reacționează în anumite puncte dureros sau poți să provoci paralizie sau poți să provoci o moarte clinică și atunci nu poți să predai la oricine și orice. Da, pentru că nu știi cum va folosi ceea ce va învăța. E bine uneori să știi că poți face, dar să nu faci. Mm-hmm. Poți să ateniezi o agresiune sub altă formă, dându-i de înțeles celui care te agresează că ești pregătit, ești capabil să îi provoci durere, dar să îl lași să stăi liniștit și să-și vadă de treabă. Plus că noi nu suntem în măsură să ne facem dreptate singuri. Sunt organele abilitate ale țării care trebuie să respectăm niște legi și atunci e bine de știut că agresiunea trebuie consumată într-o competiție organizată. Și frumoasă. Și frumoasă, sportiv, cu un fair play. Cu un fair play desăvârșit. Agresiunea trebuie, în ghilimele, trebuie desfășurată în fața unor arbitri în cazul în care ești mai bun, vei câștiga și nu pe stradă, în școală, în instituții, în parcuri sau în alte exact. Manifestări unde oamenii trebuie să se plimbe și să-și vadă de viața de zi cu zi. Ediția a treia. Cum au fost primele două ediții? Prima ediție, ca să o iau așa de la început, a fost cu pași mărunți. A fost la inițiativa mea și a altor doi instructori din Piatra Neamț. A fost cu un succes, nu ne-am așteptat. Au fost, la prima ediție au fost peste 120 de sportivi. Wow. În trei stiluri diferite. Un succes pe care Piatra Neamțul ca manifestare sportivă în competiție de arte marțiale probabil că au fost înainte, nu pot să spun că eu am fost plecat, dar au continuat și au continuat cu competiția noastră. Ediția a doua de anul trecut a fost mai bine organizat. Foarte, din partea jiu-jitsu a fost foarte bine organizată competiția de anul trecut. Și celelalte două stiluri s-au ridicat la cerințele unui campionat național de anvergură. A fost de un succes real pentru faptul că ne-am mutat în sala mare polivalentă unde
o sală foarte, foarte primitoare, călduroasă, cu vestiare pentru sportivi, tot ce necesită pentru organizarea unui unei competiții. Da. Iar anul ăsta sperăm că învățând din cele două, eu sunt în, deși sunt foarte vechi în sală, sunt la a treia ediție în care mă implic și organizez acest lucru. Ce înseamnă organizarea unor astfel de manifestări? Foarte multe lucruri. Trebuie să fii, dacă nu ești manager, vei deveni manager. Dacă nu ești muncitor care să întinzi anumite lucruri prin sală, vei deveni muncitor. E cu totul diferit de partea sportivă. Vreau să mulțumesc pe această cale tuturor sportivilor, adulților din sală, care și în primul an și, anul, și în ediția a doua, dar și anul ăsta, mă ajută foarte mult cu organizarea acestei competiții. Fără ei ar fi fost nu un eșec, ca să spun că eșecul nu e cuvânt pentru noi ca sportivi, ar fi fost mai diminuat ca competiție. Cu ajutorul lor, a familiei, a elevilor din sală, fiecare pune umărul, întindem tot ce e de întins prin sală, organizăm, alegem părerea cea mai bună, deci ideile cele mai bune sunt constructive, deci nu mergem pe o singură idee că așa trebuie să fie, alegem în așa fel să fie bine și pentru spectatori și pentru părinți și pentru sportivi și pentru cluburile care vin. Gândiți-vă puțin că vin cluburi din țară care nu au fost niciodată în Piatra Neam și atunci ei trebuie așteptați la intrare în Piatra, conduși sau dirijați spre, ca să nu bâlbuie. Bine, orașul nu e foarte mare, dar e bine să un musafir sau un oaspete să-l aștepți, să-l îndrumi, să ajungă cu bine. Așa suntem și noi, așa suntem și noi așteptați sau îndrumați. Unii ne ducem la competiție și cu ajutorul lor ajungem și facem competiția să fie de un real succes, să fie plăcută pentru sportivii care vin, antrenorii să n-aibă de obiectat, domnule, n-am avut asta. N-am avut condițiile. Dar în același timp sunt mici scăpări sau sunt lucruri care trebuie să le învățăm de la competiție la competiție ca să ajungem din ce în ce mai bune. La ce te aștepți de la această competiție? În primul rând, mă aștept ca cel mai bun să câștige. Deci, ca cel mai bun să câștige. Noi, instructorii, să învățăm, că învățăm foarte mult de la sportivii în devenire. Avem noi instructorii din sală, eu personal și instructorii din sală, avem grafice unde urmărim activitatea sportivilor, tehnică, fizică și practică. Ce mă mai aștept? Mă aștept de un public larg. Intrarea în cadrul competiției este liberă, deci nu se percepe taxa la intrarea pentru petreni, pentru nemțeni și nu numai. Păi să mai spunem o dată, ediția a treia, 5 decembrie 2015, Piatra Neamț, România, la sala polivalentă. Sala mică. Că sala mare e închisă, deci dacă cumva ajungeți pe calea Romanului la sala polivalentă și nu veți vedea mașini în față, noi ne desfășurăm activitatea în spatele sălii mari. Deci mașinile vor fi concentrate în spatele, deci să nu credeți dacă ați trecut pe acolo și n-ați văzut mașina. Începând cu ora? Ora 9. Ora 9 dimineața, pe data de 5 decembrie. Da. Adică putem să-l așteptăm pe moș Nicolae pregătiți? Eu sper ca moș Nicolae să le aducă dulciuri sportivilor în cupele care le vor lua. Corect. Sau lângă trofeile care vor fi prezentate la câștigate la această competiție. De ce 5 decembrie? Are vreo însemnătate deosebită data de 5 decembrie sau efectiv v-ați gândit în așa fel încât data de 5 decembrie să fie un final al competițiilor pe 2015? Nu, anul trecut am făcut în noiembrie. Noiembrie competiția, așa cum 2 ani tot la fel noiembrie. Noi închiriem sala, sălile mari din Piatra, cum e sala polivalentă sau sala de pe Ștefan cel Mare, sala sporturilor, sau cum se numește, în funcție de activitățile competiționale ale cluburilor de volei, handbal, basket sau ce activități au ei prin federație. Dacă sala e liberă și n-au nicio activitate prin federațiile de profil, atunci noi le închiriem, deci depindem de ei. Noi când mergem și vorbim cu cei care administrează sălile,
Ei ne dau răgaz, noi le dăm lor răgaz să afle dacă sunt competiții în ziua respectivă. Noi am fi vrut să o facem în noiembrie, ca luna lui decembrie să fie liberă pentru Moș Nicolae, Moș Crăciun, Crăciunul, toate problemele astea ante, dar sala n-a fost liberă și colac peste pupăză și problemele cu colectiv. Da, da, da. Condoleanțe familiilor celor care au pierdut copiii la colectiv. Sala mare am înțeles că e închisă. E închisă, a închis-o cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Probabil sunt niște neconformități care... E normal. E... Da, asta este. Bine, e normal. Din punctul meu de vedere ar trebui să fie normal, să fi fost normal înainte de tragedia din colectiv. Da. Dar asta este o altă discuție pe care o aprofundăm noi și o discutăm. E bine că și în 12 aceasă autoritățile nu trec cu vederea un lucru și încearcă să reglementeze probabil... foarte repede, ca activitățile sportive din orașul Piatra Neamț să nu fie perturbate și să facă un lucru ce trebuia făcut de la început. Câte cluburi mari ar veni din Piatra Neamț la această, la această cupă? Noi din Piatra Neamț suntem singurul club care facem jiu-jitsu. Da, știu, dar mai sunt și cluburi de arte marțiale prin Piatra Neamț. Mai vin și ei? Adică da. Să fie un schimb de experiență cumva? Că știu că de fiecare dată când faceți astfel de manifestări, atât tu, Gabriel Mareș Sensei, cât și Ionuș Ștefănescu Sensei, cât și Paul Pintilie, cât și, îmi cer iertare dacă n-am spus de alții sensei, dar știu că există, sunteți ca un fel de familie. Dan Iene, sunteți ca un fel de familie mai mare, adică vă invitați la competiții unii pe alții. Încercăm. Încercăm să fim o familie. Eu cel puțin încerc să construiesc o familie de arte marțiale. E greu, dar sper ca idealul meu și învățăturile mele din afară să le transmit, deși cred că sunt foarte greu de acceptat de mai mari ale artelor marțiale din Piatra Neamț, dar am să mă lupt până să facem o familie mare într-un anumit punct, dar individuală ca stiluri. În cadrul competiției, pietrenii au, în pauza competiției, eu personal am invitat cluburile din Piatra Neamț, clubul de Ashihara, clubul de Aikido, clubul de Shotokan, clubul de Shindokai, clubul de Kyokushin din Piatra, ca în pauza competițională să fac o demonstrație cu elevii dumnealor în cadrul competiției. Am primit răspunsuri și negative și pozitive. Eu le-am spus că îi aștept, deci chiar dacă e un răspuns negativ, eu îi aștept cu copiii, că facem pentru copii până la urmă și puțin, mai puțin mă interesează pe mine ca maestru să facă, maestru unui club să facă, să facă demonstrația. Da? Doresc ca copiii din cadrul clubului să facă o demonstrație mică, de kata, de kumite, de ce doresc dumnealor timp de câteva minute, cât timpul ne presează cu chiria sălii. Cam cât va dura manifestarea? Noi până la ora 5:30-6 seara. Mm-hmm. Auleu, de la 9 dimineața la 6 seara? În mod normal a trebuit distribuită competiția pe două zile. O zi de kata, o zi de kumite. Dar costurile mari de a veni spre Piatra, drumurile care sunt partea financiară a sportivilor cu părinții să le asigure o cazare de trecere a celor două zile, ne obligă și ne face să consumăm toată competiția într-o singură zi. Într-o zi de sâmbătă, cum și eu la alte competiții plecăm, și când am fost acum la Bărlad, acum o lună de zile, am plecat dimineața, am închiriat un autocar, am plecat dimineața, am câștigat, am pierdut, am participat la competiția respectivă, am venit acasă, duminică ne bucurăm, luni o luăm de la capăt. Deci sunt competiții, în special toate competițiile trebuie desfășurate pe 3 zile, dar situațiile care sunt și cum sunt ne obligă să o desfășurăm într-o singură zi. Copiii au energie foarte multă, părinții trebuie să aibă răbdare. Noi arbitrii suntem pregătiți, arbitrii sunt pregătiți să dăie notele cele mai bune celor buni. Eu ca organizator sunt încărcat cu o răbdare de fer să pun la punct ultimele detalii pe momentul respectiv. Ți-e frică de ceva? Cu ghilimele de rigoare frică. Ai emoții de ca un lucru să nu iasă așa cum ți-ai dorit? Sau cele două pe care le-ai avut înainte, cele două
competiții pe care le-ai avut înainte te-au întărit și ți-au arătat cât de cât mersul pe organizarea a treia acestei competiții, Cupa Ștefan cel Mare? La prima competiție am fost așa o leacă, nu frică, că de rău n-are cum să iese rău, că rău poate să fie doar în momentul când n-ai sportivii pregătiți. Mm-hmm. Dar avându-l pe Ionuș Ștefănescu, sensei Ionuș Ștefănescu alături de noi, dumnealui fiind un foarte vechi organizator în al competițiilor de arte marțiale, organizând anual 2-3 competiții de Shotokan și participând la foarte multe competiții, am în ghilimele, am furat de la dumnealui tot ce poate să mă învețe pe mine, îi mulțumesc pe această cale. Avem pe lângă noi tot felul de oameni de bine care ne sfătuie și care ne adaugă critice după competiții și noi criticile transformăm constructiv la următoarea competiție. Deci frică nu este. Dar o emoție. Emoții trebuie să avem. Emoții trebuie să avem. Da, că altfel nu vor ieși lucrurile bine. Gândiți-vă puțin emoții că... Emoții constructive. Da, gândiți-vă puțin că toți sportivii din cadrul clubului sunt antrenați de mine și de instructori și am emoție pentru fiecare copil al clubului meu. Dar în același timp am emoții pentru toți sportivii care participă indiferent de club să nu se accidenteze. Să nu se întâmple, Doamne ferește, ceva. Deși partea organizatorică avem saltele, avem măsuri de protecție a sportivilor, fiind o competiție full contact. Noi, ca organizatori, avem tot ce înseamnă protecție, dar, și spunem de pe acum, Doamne ferește, sperăm ca și la ediția a treia să nu fie nicio accidentare majoră, să fie doar cele minore care apar și dispar după 2-3 zile de relaxare. Avem doctorul în cadrul competiției care ne ajută pe moment repede până ajungem cu salvarea sau cu alte probleme. Dar la cele două ediții nu s-a întâmplat nimic major. Asta vreau să vă întreb acum. Cele două ediții au fost ușoare întinderi, o singură luxacție la a doua ediție, care a treia zi copilul a fost în sală, recuperat, nu 100%, dar fără traume pe timp îndelungat. Da, interesantă competiție și zic eu că și aceasta a treia ediție va fi încurunată cu succes și datorită faptului, acum hai să fim realiști, și datorită faptului că o să fie pe data de 5 decembrie, că nimic nu e întâmplător în lumea asta, cum bine știi și da, tu. Da. Îți dai seama, 5 decembrie, sărbătorile, clinchete, deja se aud... Copiii sunt mai relaxați, bine că nu știu dacă putem vorbi de sportivi care ar putea să fie relaxați înaintea unei competiții. Da, nu, toți probabil sunt încordați din toate punctele de vedere. Băi, să dau cât mai bine, să dau cu ghilimele de rigoare, adică să acționez cât mai bine, să fiu cât mai bun într-o astfel de competiție. Dar analizând toate lucrurile astea și punând în balanță și... gândindu-ne așa că noaptea de 5 spre 6 decembrie va veni și Moș Nicolae, parcă îi mai relaxează și pe sportivi. Sperăm. Noi ne-am întors de la Bârlad cu acum o lună de zile cu 9 medale de aur, 8 de argint, 20 de bronz. Dar unde le mai puneți? Copiii le au acasă. Noi nu, deci toate medalele și trofeele copiii și le au acasă, că e munca lor. Probabil că fiecare copil se mândrește cu și ar trebui să mândrească cu ceea ce a câștigat, să-l ambiționeze să fie mai bun data viitoare. Ei sunt pregătiți. Acum noi încercăm să ne desfășurăm activitatea sportivă în funcție și după școală. Că la noi în club școala e pe primul loc și după aia sportul. Am mai discutat o dată lucrul ăsta, da. Și ți-am zis că este de apreciat. Și tragem lucru. În așa fel copiii care au teze sau au testele de rigoare care trebuie făcute și nu trebuie luate în derâdere, își iau liber în ziua respectivă, nu vin la antrenament, trec de testul respectiv, revenim, luăm de la capăt de unde am rămas, construim din nou, muncim din nou, facem cum putem să fie, în primul rând, școala să fie școală, iar artele marțiale în completarea școlii. Vorbeai de Bârlad acum câteva minute și aș vrea să te întreb cum a fost la Bârlad. A fost o competiție grea? Da. A
A fost o competiție. Și cu câți sportivi ai participat? Am plecat cu 39 de sportivi din Piatra. Noi ca club, eu ca președinte de club, nu formez un lot de 6 sportivi, cei mai buni din club, nu. Și cu aia mergem, da. Nu, nu. Pentru faptul că, zicând asta cu un singur lot, aș marginaliza ceilalți sportivi, i-aș limita să nu mai muncească, probabil. Și atunci prefer să merg cu toți sportivii care sunt capabili și au trecut anumite teste în cadrul clubului. Deci nu mergem chiar cu primii sportivi, mergem cu cei care au cel puțin 6-8 luni de zile, un an de zile în cadrul clubului. Deci știu, au intrat în tainele și în munca clubului. Încercăm să, pentru noi, îi motivăm să fie mai buni. De la Burlad am adus 9 medalii de aur, 8 de argint, 20 de bronz. 9 medalii de aur? Da. E mult sau puțin? Te întreb. Pentru mine nu că e mult pentru mine, este extraordinar de mult. Da. Dar pentru un club e mult 9 medalii? Am preferat să fie 20 de aur, 8 de argint și 9 de bronz, dar cei care au luat bronzul au fost cei mai noi din cadrul clubului. E constructiv pentru ei. Să înțeleg că cei care au luat bronzul la Bârlad, e posibil ca la anul să ia aurul. Doamne ajută! Doamne ajută, ei sunt la prima competiție, nu sunt rodați în competiții și atunci au avut curajul și tăria să intre pe saltea. Trebuie să precizăm că la Bârlad n-am participat la jiu-jitsu japonez, am participat la jiu-jitsu brazilian. E un stil diferit nou, dar în același timp e o completare a stilului nostru, că noi avem și noi lupta la sol. Deci în jiu-jitsu brazilian se luptă doar la sol, fără nimic altceva. Am studiat acest lucru, am implementat în cadrul sălii timp de o lună cu sportivii regulile și neregulile ce trebuie făcute în cadrul competiției și rezultatele au apărut, copiii fiind foarte înțelegători, munca au fost și de partea lor și din partea mea și din partea instructorilor din sală, ne-am mobilizat și cele 9 medalii aduse în Piatra au fost un succes pentru noi. Vreau să vă întreb acum, aș fi vrut să te întreb dacă autoritățile locale știu despre acest lucru pe care l-ați făcut la Bârlad, dar să nu intrăm din nou, parcă n-aș vrea să intrăm într-o polemică eu nu cu autoritățile. Sunt, da, eu nu sunt omul care să mă duc să mă laud. Autoritățile locale ar trebui să se sesizeze singur de activitățile sportive din orașul Piatra Neamț. Așa este, pentru că pune accent pe alte lucruri care, nu zic că nu interesează populația orașului Piatra Neamț, dar se întâmplă foarte multe manifestări sportive în orașul Piatra Neamț, pe care eu le cunosc. Da? Eu le cunosc pentru că lucrez în mass media locală. Probabil telespectatorii noștri, mulți dintre ei, cunosc astfel de manifestări. Consider că manifestările sportive din orașul Piatra Neamț, la nivel județean, sunt cunoscute de către autoritățile locului? Nu. Și care ar fi motivul pentru care? Acum aș vrea să trecem și pe partea, lăsăm puțin partea tehnică a organizării unor astfel de manifestări, aș vrea să trecem și pe partea cealaltă de susținere, pentru că ne interesează foarte mult și susținerea sportului nemțean. Ne interesează foarte mult și susținerea sportului nemțean, pentru că știm cu toții, atât noi ca presă, cât și telespectatorii noștri, că avem foarte multe cluburi, în propriu spus, avem cluburi de arte marțiale în Neamț. Cluburi care aduc anual zeci, poate chiar sute de medalii, de aur, de argint, de bronz. Cluburi care lucrează cu societatea, cu societatea civilă, cu oamenii, cu copiii, lucrează aceste cluburi. Și, cum spuneam, aduc medalii, fac cinste orașului Piatra Neamț. Nu numai cluburile de arte marțiale sunt cluburi de dansuri. Cluburi de dansuri, exact. Sunt cluburi de alpinism. Nu, autoritățile nu știu ce se întâmplă în Piatra în partea sportivă. Poate o știu în partea sportivă a ceea ce înseamnă volei, fotbal probabil sau alte... Handbal, da. Sau alte manifestări mai sportive, nu pot să le spun, că și noi tot sport facem. Da. Dar în ceea ce privește competițiile de dansuri, competițiile de arte marțiale, competițiile de șah, de tenis de masă, nu că nu știu, dar nu sunt interesați de așa ceva. De ce? Asta e întrebat pe numai din Bârlad.
întrebați... Tu, ca sensei al unui club din Piatra Neamț, numai din Bârlad, ați venit cu 9 medalii de aur. Adică un telefon acolo la club, felicitări Gabi, felicitări echipei, felicitări tuturor pentru ceea ce ați făcut și ceea ce ați întreprins la acest fapt, pentru faptul că ne-ați adus în orașul Piatra Neamț, ați adus 9 medalii de aur. Eu cred că ar fi frumos. Da, nu știu, mi-e greu să spun ce gândesc ei. Ideea ar fi, dacă aveți vreun politician invitat la dumneavoastră în emisiune, întrebați-l copilul dumneavoastră să face sport. Da, dacă copilul lui își face sport, înseamnă că știe ceva despre ce se întâmplă în orașul Piatra Neamț. Exact. Dacă spune că nu știe ce sport face, probabil că nu e interesat de sporturile Piatra Neamț. Aș vrea să te mai întreb un lucru. Această cupă Ștefan cel Mare, a spus că aveți invitați din toată țara. Da. Acești invitați din toată țara merg pe același fel de... Merg tot pe jiu-jitsu sau da, vin de la cluburi diferite? Sunt cluburi diferite, dar același stil de jiu-jitsu. Uh-huh. Fiindcă regulile noastre de jiu-jitsu diferă de regulile celor care fac Shotokan, cum e domnul Anicăi și domnul Ștefănescu sau domnul Paul Pintilie. Regulile noastre sunt diferite față de celor care fac Kyokushin, celor cum e domnul Tărântuș sau... Petre Andrei, care face și în Dokai un sistem la asemănător. Sau. Uh-huh. Regulile noastre sunt foarte diferite de cele care fac, celor care fac Aikido, cum e domnul Danine. Uh-huh. Deci, dacă cluburile care fac alt stil vor să preia regulamentele noastre de kata, kobudo, autoapărare, kumite, noi așteptăm cu mare plăcere. Deci nu e un grup închis. Nu o scrie pe fruntea ta jiu-jitsu. Suntem noi și atât. Nu, da, nu scrie pe fruntea ta jiu-jitsu, nu faci. Mm-hmm. Nu. Și noi ne-am dus la jiu-jitsu brazilian, am luat regulamentul, l-am studiat eu cu instructorii, am conformat sportivii imediat la ceea ce facem, ne-am dus la competiție. Am participat acum 2 ani de zile la Sibiu, junii Sibiului, la competiția de Kyokushin, unde n-au nicio treabă cu jiu-jitsu. Am luat copii, eu am făcut Kyokushin înainte m-am apucat de jiu-jitsu, am tras de copii în sală că până la urmă și sportivul din fața lui tot 2 mâini și tot 2 picioare are. Important e să știi ce să ceri de la sportivul tău. Și de acolo și-am adus, tot așa am fost cu un grup mare, am adus, nu mai aminte exact, câte medalii de aur, de argint. Dar tot ați adus. Am adus, da. Da. Deci noi nu mergem la o competiție pentru locul 2 și 3, mergem doar pentru locul 1. Foarte, foarte da, interesant. Deci foarte și interesant. De la competițiile de Kyokushin am adus medalii de aur. Copii care s-au prezentat excepțional, copii care la prima ediție am avut o domnișoară care la prima ei competiție și accidentată la picior, a luat locul 1. Foarte, da, foarte da, interesant. Da, da, deci motivăm copiii. Cum îi motivați? Astea sunt secretele sale. Secretele sale, no, nu intrăm deci, în detalii. Cum îi motivăm? Îi motivăm și le dăm, în primul rând, dăm încredere în ei. Dându-le încredere în ei, ei se mobilizează și sunt ascultători. Nu-i marginalizez că tu nu poți să faci aia. Tu trebuie să fii la fel de bun ca celălalt din capătul sălii. Nu, tu trebuie să fii mai bun decât tine. Ăsta nu este un secret. Nu. Asta este un lucru pe care ar trebui să-l explice fiecare părinte copilului lui, să înțeleg. Da, și eu sunt tată. Și eu sunt tată și învăț din marea pedagogie a părinților. Deci din lucrul meu cu copiii mei învăț și încerc să fiu la fel de bun cu... Eu consider toți copiii din sală ca a fi copiii mei. Unii mai așa, pe unul mai cer, pe altul mai mângă, dar la sfârșit toți sunt ai mei și pe toți îi laud când fac lucrurile bune, când fac lucrurile rele. Nu-i cer, dar încerc să-i arăt ce a făcut rău și îl lăs să colecteze singur, că uh-huh, trebuie să înțeleagă ce e rău și să vadă, nu, că dacă îl ceri, nu vede unde e rău. Așa este, așa este. Probabil că... Da. Spuneați la un moment dat că data de 5 decembrie va încheia anul competițional. Haideți să vorbim și de anul competițional 2015. Cu câte medalii v-ați întors din țară și cum a fost anul 2015 pentru sensei Gabriel Mareș și pentru clubul pe care îl susține, pe care l-are în spate?
Deci încă n-am făcut-o, că așteptăm să termine, cum am spus și în prima parte a ediției, așteptăm să se termine această competiție. N-am făcut un calcul al medalelor luate, locul 1, locul 2 și locul 3 la toate competițiile care am fost anul ăsta, dar pentru noi fiecare an rămas în urmă e un pas înainte, e un pas în care învățăm din ceea ce n-am făcut și trebuie să facem pentru anul următor. Am participat la 3 competiții majore în cadrul competițiilor de jiu-jitsu din țară. Am desfășurat și seminarul internațional în partea verii, am desfășurat-o în Piatra Neamț, aducând 3 mari profesori ai Europei și nu numai Europei în jiu-jitsu. S-au făcut antrenamentele care de acum sunt antrenamente obligatoriu la Cascada Doritoarea, aducând în cadrul la poalele muntelui și la poalele cascade, aducând 50 de sportivi în kimono. Ce frumos! Da, și frumos. Lucrul acesta au fost nu numai sportivi, am fost peste 120 de membri ai clubului pe muntele Ceahlău, arătându-le părinților Ceahlău. Deci am fost cu părinți, cu rude, cu bunici, cu tot cine a vrut să meargă pe Ceahlău și să ne vadă cum ne antrenăm la Cascada Doritoarea, tot s-a mers. Am fost peste 120 de oameni din Piatra Neamț pe muntele Ceahlău. De ce Cascada Doritoarea? Are o însemnătate pentru club? Sau, sau liniștea, că știu că la un moment dat îți trebuie și o stare spirituală pentru a intra în atmosfera de arte marțiale, în atmosfera artelor marțiale. Adică nu poți să te iau de pe stradă, te-am dus în sală, hai să ne batem. Nu, îți trebuie o atmosferă, da. Îți trebuie o relaxare, deci, îți trebuie o stare spirituală. Activitățile din cadrul clubului nu vrem să le desfășurăm doar în sală. Vrem să implicăm și părinții, vrem să implicăm și comunitatea orașului Piatra Neamț în a vedea și frumusețile județului. Muntele Ceahlău fiind un munte sacru al României, încercăm să ducem nu numai sportivii care vin cu plăcere, dar părinți care nu au fost niciodată pe Ceahlău. Sunt părinți care ajung cu noi și nu au fost niciodată pe Ceahlău. Știu că Ceahlău există, dar nu știu unde este exact. Deci am ales Cascada Doritoarea pentru faptul că e un loc plin de energie, apa ne purifică, e un loc în care cei care sunt cu adevărat bărbați intră în apa rece și se purifică, copiii care vin cu noi și ne văd în ceea ce facem vom fi un mod de viață pentru ei. Eu sper ca toți sportivii care sunt copii la momentul actual și ne-au văzut pe noi cei mari că am intrat în cascadă și ne-am purificat și făcând exerciții de luptă de kata în apa rece a cascadei, peste câțiva ani ne vor urma, vor face o formă de viață. Peste ani, când o să ducă cu nepoții sau cu copiii, vor avea amintiri plăcute alături de noi care am fost și o să aibă ce povesti. Prefer ca un copil din sală să povestească: am fost cu clubul și cu sensei și am făcut antrenamente la cascada, decât să povestească, știi, în spatele blocului fumam și... Corect. Aici ai mare dreptate. Acum nu știu dacă putem vorbi și de injecții sau alte chestii. Da, putem vorbi. Putem vorbi pentru că sunt actuale drogurile. Și atunci eu, probabil că și ceilalți instructori, preferăm să ca copiii care trec prin sală. Sunt copii care vin câțiva ani în sală, dar au ce povesti după ce pleacă de la noi. În cadrul verii am făcut și un curs, o excursie de supraviețuire pe Cosla. Tot așa, copiii veniți într-o duminică cu câțiva instructori din cadrul sălii, am fost pe Cosla într-o duminică plăcută. I-am învățat pe copii cum să aleagă obiectele pe care lucruri pe care natura le dă să supraviețuiască. Au fost pus la anumite teste: de ce ai luat aia, pentru ce ai luat aia cu tine. Și fiecare copil cu o imaginație foarte bogată ne-a explicat că cu lucrul ăsta poți să fac cu tare, cu lucrul ăsta poți să fac cu tare, și nu suntem chiar așa de în urmă cu multe treburi. Copiii sunt foarte inimoși, foarte creativi la ceea ce facem. Am ajuns până la 3 căldări. Acolo am încercat să facem, să le demonstrăm cam cum să face un foc. Uh-huh. Lucrurile astea nu se învață în școală, deși ar trebui, de supraviețuire.
Da, da, lucrurile astea de supraviețuire le faceți voi la cluburi. Da. Ceea ce este un lucru interesant. Da, încercăm să învățăm din ceea ce citim noi, din materialele pe care le avem, din ceea ce am trecut, pe unde am fost. Mulți din generația mea am mai făcut și armata și au cât de cât habar de anumite lucruri. Cât de cât. Mulți dintre noi suntem, am avut în cadrul nostru și doi oameni care activează în cadrul Poliției Piatra Neamț, când am fost la și le-au explicat mai multe trebuie despre ce înseamnă, cum să ajungă în partea de civilizație și ce trebuie să facă, să nu se pierdă, să nu, nu să știe niciodată ce să ofere ziua de mâine. Suntem într-o zonă tensionată a Europei. Da, copilul da. E bine să știe că el e cel ce duce mai departe specia, ceea ce a învățat și trebuie ajutat și învățat acum și nu mâine. Din punctul tău de vedere, ca sensei, avem copiii pregătiți? Pentru viață, în general? Nu vorbim de copiii pe care i-ai la club. În general, în momentul în care ești din casă, în momentul în care iei contact cu copiii. În ce parte a vieții? Partea normală a vieții, partea de a se descurca în viață. Consider că acești copii, față de perioada noastră, copilăria noastră să-i spunem, consider că acești copii ai anului 2015, am putea să le spunem că sunt pregătiți cât de cât pentru viață? Sau părinții sunt pregătiți ca să învețe copiii ca să pentru viață? Să le dea un imbol? Părinții n-au timp. Datorită sistemului care este acum în România, dar și în Europa, părinții n-au timp de așa ceva. Întrebați părinți care din ei mai lucrează doar 8 ori și ajung acasă repede, la ora 3-4, cum eram. Părinții au atâtea mari probleme că problemele de servici, problemele de zi cu zi, stresul zilnic, n-are timp să-și mai învețe copilul. Poate nu se pricepe să-și învețe copilul. Aceste lucruri pentru a dezvolta copilul să ajungă mai sus decât el vine din partea de educație a comunității. Iar comunitatea nu este pregătită să învețe așa ceva. Acum, eu nu spun că copiii nu sunt pregătiți. Ei se orientează foarte repede. Cunosc, au internetul la bază. Toți navighează pe internet, toți aleg lucruri noi și învață lucruri noi. Am un copil care e la liceu, în ghilimele era bolnav de calculator. Deci părinții l-au adus forțat la mine în sală, e la liceu economic, l-au adus forțat la mine în sală, forțat a rămas și acum, chiar zilele trecute, l-am întrebat, acum tu, el fiind una din problemele din sală, probleme în sensul că nu-i plăcea sportul. Tu acum vii de bunăvoie sau tot așa te obligă părinții și copilul la liceu? Și o că nu, vin de bunăvoie. N-am știut că există așa ceva. Vin să mă relaxez. Calculatorul nu e tot ceea ce reprezintă pentru mine, dar n-am știut cât de bine îmi face sala. Da, cât de bine îmi face atmosfera din cadrul sălii. Anul ăsta, după câteva luni de zile, în martie, când am participat la Brașov, a luat locul 3 la proba de kata. Foarte interesant. Da, foarte interesant. La prima lui competiție, acum se pregătește foarte bine pentru competiția din de pe 5 decembrie. Un copil deosebit, un copil matur, un copil foarte deștept în ceea ce înseamnă calculatorul și tot ce înseamnă internet și toate treburile astea. Un copil care ajunge din urmă pe cei care le place sportul și el n-a știut ce înseamnă sportul, în speță artele marțiale. Sunt foarte mândru de el, îmi doresc mult succes la această competiție și de asta spun, părinții care n-au timp, nu știu să-și iei copiii. Probabil că într-o viziune a părinților a zis că, băi, tu trebuie să mergi la sală. Da, nu știu de ce, dar trebuie să mergi la sală. Și au venit și mama și tatăl cu el. Deci l-au luat de mână și l-au lăsat în sală. Și băiatul la liceu. Câți din părinți care copiii lor au 12-13 ani și au copilul, trebuie să faci ceva. Deci în afară de ceea ce faci, tu trebuie să mai faci ceva. Că nu e bine ce faci. Câți dintre ei își duc? E o întrebare nu pe plan local, pe plan național. Câți dintre cât, voi? Cât sport consider că ar trebui să facă un copil? Și aici când vorbesc de copil, mă refer, hai să spunem undeva de la 4 ani în sus.
cât sport ar trebui? Sau dacă ar trebui să le spunem că fac sport, sportul în sensul, la asta mă refer, în sensul că copilul ar trebui să facă mișcare, nu sport, ar trebui să facă mișcare, cam câtă mișcare ar trebui să facă copilul pe zi, ca să fie un, să ajungă un adult normal? Asta e o întrebare foarte bună și nu mi-a pus-o nimeni până acum. Avem două ore de sport sau o oră de sport pe săptămână sau două ore de sport, nu știu, la școală, dar nu știu cât sport se face acolo. Mă refer, în viața de zi cu zi, cât sport ar trebui, cum ar trebui să ne creștem noi copiii ca adulți? Acum, dacă aș spune că trebuie să fac atâtea ore, probabil că toată lumea ar zice, da, fiind instructor de arte marțiale, e normal să spună că sportul e mai important decât nu știu ce obiecte. Statul la calculator, da, de exemplu. Dar eu am spus-o de la început și repet, la noi în cadrul clubului, școala e pe primul loc și după care sportul. Dar după ce ai terminat orele, trebuie făcut sport măcar de 3 ori pe săptămână într-un grad organizat. Că faci rugby, că faci fotbal, că faci volei, că faci arte marțiale. Orice, numai să nu mai stai pe scaun, că deja stai pe scaun 8-6 ore în cadrul școlii, cu mici pauze. Deja în cadrul școlii testele și toată concepția sportivă din cadrul Ministerului Învățământului sunt foarte învechite. Deci n-au o bază de a face copiii sport într-un cadru organizat școlar sau așa, decât probabil că sportul se face mai clar la liceele sportive sau școlile sportive de profil, dar în cadrul școlilor n-au o bază materiale de a copiii să facă sport. Asta e știut de fiecare părinte, nu e nimica de ascuns, nu e vina profesorilor, nu e vina directorilor, e vina celor care ne conduc de unde ne conduc. Așa este. Dar sportul, chiar văzusem un reportaj pe televizor în Suedia, cei care nu știu să nuate nu trec în clasa 5-a. Asta ce înseamnă? Că școala are bazin de not. Nu știu cum au ei, cum din avem noi, noi nu plătim apa, noi, apa curge bazinul să-l ai. Da. Deci toate școlile au bazin de not. Încă o treabă care am văzut tot așa la un reportaj pe un program de televiziune, copiii nu trec într-a 5-a dacă nu știu să gătească. Anumite lucruri clasice, normale, da. Pentru a mânca. Da. Ei încearcă să facă copilul dependent de poala mămicii sau de mânuța tăticului, probabil că după ce cad pe împărsul de la fund. Corect. Ca să nu mai spun că și o să vedem peste ani copiii, sau putem face o diferență și astăzi, copiii din Suedia, ce fac și ce nu fac a noștri. Și atunci vedem exact ce trebuia să facem și nu facem. De ce nu facem și de ce nu vrem să facem. Asta înseamnă educație. Asta înseamnă educație și e, într-adevăr, e complicat. E complicat sau nu e complicat să educi prin sport? Și cu asta este ultima întrebare. Să educi. Nu e complicat. Nu e complicat. Dacă vrei să faci ceea ce dorești să faci, nu e complicat. Dacă ești obligat să faci și nu vrei să faci, nu că e foarte complicat, e imposibil. Mm-hmm. E imposibil. Da. Gabi, îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi. Mulțumesc astăzi și eu pentru invitație. Dragilor, nu uitați Cupa Ștefan cel Mare, ediția 3-a, 5 decembrie, începând cu ora 9 dimineața la sala polivalentă din Piatra Neamț, la sala mică. Intrarea este liberă, puteți să mergeți să vedeți artele marțiale la ele acasă. Vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc încă o dată, Gabi, mulțumesc că ai fost alături de noi. Toate cele bune, să aveți o după-amiază cât mai plăcută alături de TVM Neamț și încă o dată la mulți ani, Andrei și Andreea. La mulți ani.